Salutare, dragi prieteni, iată ne ajungi la o nouă rubrică 10 cu Adrian Soporan din cadrul ziarului 21 și astăzi vom purta discuții cu unul dintre cei mai experimentați jurnaliști din Turda și din zonă, un fost coleg, dacă pot să spun așa, de la ziarul 21, este vorba de Marian Oprea, care deține site-ul agoramedia.ro, cel care... .ro e important. .ro, fără .ro. Foarte, foarte important de știut, nu o să vorbim despre jurnalism, o să vorbim despre un domeniu pe care Marian îl consideră esențial în viața de zi cu zi a noastră, și anume cinema a făcut-o mare. Despre filme o să discutăm, pentru că Marian tocmai ce a făcut o impresie foarte, foarte bună la TIFF, la Cluj, acolo unde și-a lansat oarecum un film, Monumente și statui emblematice ale municipiului Cluj. Și foarte, foarte fain filmul. Cei care doresc, nu știu, să vorbească cu Marian, pentru că el o să vă dea toate informațiile în privat, pentru că așa l-am primit și eu. Nu o să vreau să fie un interviu, nu o să vreau să fie o emisiune, nici măcar un podcast, așa cum am vorbit și cu Marian, o să fie o discuție liberă despre tot ceea ce înseamnă pentru Marian partea asta de filme și de statui și toate cele. E un lucru foarte, foarte important de știut și eu vorbesc mult și el vorbește mult. Andrei o să ne filmeze, nu știu exact cât, dar o să încercăm să scoatem esențialul și aici o să-l rog pe Marian să scoate esențialul din tot ceea ce a gândit și a făcut la TIFF sau pentru TIFF cu acest film. Marian, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat interviul nostru. Să începem. Să începem. Cu ce să începem? Hai să începem cu o întrebare, să fie așa. Cine ești, Marian? Marian? Păi, nu știu, nu se vede că am 50 de ani, așa? Ai? Nu se vede. Știi de ce nu se vede? Că n-am. Că nu ai. Ok. Păi, ce să zic, am trecut și eu prin școală ca oricine, ca să o luăm așa cu un CV mai recent. Și după aia presă, adică eu am terminat o școală care, în urma căreia cel mult aș fi putut să fiu cadru didactic. Știu că e desperiat, da? Asta este. Și trebuia la finalul cursurilor să dau examenul ăla de, așa, pentru post și l-am ratat, că am zis că ajunge cu școala și cu examenele, vroiam vacanță și așa a început, să zic așa, călătoria în zona jurnalisticii cu Radio 21 în Turda. Acolo a fost începutul pe partea de jurnalism. Referitor la subiectul de astăzi, lucrurile nu au fost foarte complicate. Am făcut un curs de foto la Cluj, la Asociația Ciorchin, și am fost la expoziție ulterior cursului, era o expoziție de street photography, și am fost la un artist fotograf la expoziție, Petru Dimov se numește, care eu am filmat acolo expoziția, evenimentul gen jurnalistică. Și ulterior Petru Dimov m-a pus în legătură cu domnul Ioan Ciorca, scriitorul din Cluj cu care am colaborat, sau nu știu dacă eu cu el sau el cu mine. Am colaborat împreună pentru mai multe proiecte, inclusiv pentru cel despre care discutăm noi astăzi. Așa a început relația mea cu domnul Ciorca. Am făcut în anul 2018 un film despre cimitirul din Cluj. Știu că nu sună digerabil neapărat. Tema însă era una foarte ofertantă. Era vorba de, cum să zic eu, personalități clujene care au avut de-a face cu evenimentele de la 1918 și care își dormeau somnul de veci în cimitirul central din Cluj. Era cumva făcut pentru anul centenar și așa. Ok, asta a fost prima colaborare. Ulterior am mai mers pe filmul cu dr. Ioan Rațiu, Memoria avocatului dr. Ioan Rațiu, care a fost până la urmă realizat tot anul ăsta, finalizat, și s-a proiectat la o dată, adică în ambele două proiecții au fost la Centrul Rațiu pentru Democrație. Prima proiecție a fost pe 7 mai, pentru că cumva s-a insistat, am discutat și cu domnul Andrei Rațiu, și s-a insistat pe data de 7 mai, fiind vorba despre dr. Ioan Rațiu. În data de 7 mai a fost procesul memorandiștilor, în urma cărora cei care luptau în frunte cu dr. Ioan Rațiu pentru drepturile românilor transilvaneni au fost judecați și ulterior închiși la Seged și așa mai departe. A fost o chestie simbolistică și emblematică. Cumva, da, sigur că da. Că de-aia zic, de-aia s-a insistat pe ideea asta.
și apoi a fost rulat sau proiectat și în cadrul Festivalului de Teatru de la Turda. Acum să revenim la povestea cu monumente și statuie emblematice. Dar înainte să spun, înainte, că ți-am spus, și tu vorbești mult, așa, eu nu pot să tac. Mie se pare că este foarte faină cu domnul profesor de care am amintit. Nu este profesor, dânsul e scriitor. Scriitor, da. Okay. Nu știu să aibă grad de profesor sau să fi profesat ca profesor. Domnul scriitor de care povesteai așa, tu. Așa, domnul Ciorca. Mi s-a părut că este foarte faină și oarecum, hai să nu spun, nu găsesc acum cuvântul, dar e o chestie interesantă. La, băi, hai să mergem. Uh-huh. În viziunea mea, în viziunea tinerească, știi? Da. Bă, hai să mergem, să vizităm toate monumentele și statuile din Cluj și hai să scriem despre ele, hai să vorbim despre ele, hai să facem un film despre ele. A fost ideea domnului Ciorca asta. Deci, dânsul s-a ocupat, chiar la evenimentul de la TIF a fost lansată și o broșură despre monumentele și statuile din Cluj și a fost ideea dânsului, cea de plimbare. Chiar așa și începe cumva pentru cei care au reușit să ajungă la TIF, dar probabil o să mai fie o proiecție, cel puțin mă gândesc să fie una la Turda și de ce nu una și la Câmpia Turzii, în cazul în care ar fi oameni interesați, pentru că totuși e vorba despre Cluj. Dar să nu uităm că și noi facem parte din județul Cluj, da, și municipiul Cluj e reședință de județ, plus că e o încărcătură istorică relativ mare. Chestia cu plimbarea a fost ideea domnului Ciorca, eu nu pot să-mi asum lucrul ăsta, cum am zis și la TIF. Eu sunt băiatul, bă, băiatule care știe că sunt device-uri cu buton roșu cu rec. Și eu mă știu cu rec-ul. Dânsul a fost cu ideea cu plimbarea și prezența noastră la TIF cu filmul ăsta a fost, cum să zic eu, cumva o conjunctură și favorabilă, nu știu, s-au aliniat astrele. S-a mers inclusiv pe ideea că un astfel de film poate fi proiectat în TIF și, repet, nu a fost în concurs, cum în festivalurile de filme. A fost un eveniment separat, dar până la urmă am avut onoarea să fim acolo, da, să zic așa. Și te rog să crezi că poate nici acum nu realizez așa chiar în totalitate ce s-a întâmplat. Dar revenind, a fost o conjunctură în sensul în care anul acesta a fost a 20-a ediție a TIF. Și cumva dădea bine, ca să fim așa colocvial, să ne înțeleagă toți utilizatorii de social media, dădea bine să fie un film despre Cluj, despre orașul gazdă al festivalului în ultimii 20 de ani. Și de chestia asta s-a ocupat, să zic așa, odată doamna Nadia Fărcaș de la Eco Transilvan, cea care a scos și broșura care a fost împărțită celor care au fost la TIF, broșura cu scenariu, textul filmului și tradusă în român, adică în română, da, pentru unii și în română e traducere, și în maghiară, germană și engleză. Și s-a distribuit broșura respectivă. Deci doamna Nadia Fărcaș, printr-o relație cu doamna Cătălina Pop, care era implicată în multele ediții anterioare ale TIF, filmul nostru a ajuns la domnul Giurgiu, Tudor Giurgiu, care era până la urmă factorul de decizie. Putea să zic da sau ba. Exact. Acum, nu am eu pretenția că e nu știu ce film de mare calibru, cel pe care l-am făcut noi, dar pentru mine, cum să zic, mă consider un om simplu până la urmă. Pentru mine faptul că domnul Giurgiu nu a zis, hai bă, terminați, luați chestia asta de aici, că nu așa, faptul că a zis, ok, se poate proiecta în TIF, pentru mine, cum să zic, eu nu aș zice, adică se poate numi și o realizare sau, știi, asta vreau să, dar e o chestie, adică, na, nu am eu pretenții de mare cineast sau așa, ideea e că m-am străduit să fac și să știi că, apropo, că ziceai de plimbare, chiar am avut mult de umblat, adică făcând așa un inventar foarte scurt, că acum nu știu, monumente și statui. De exemplu, Matei Corvin, tu ce ai zice, că e monument sau sunt 5 statui? Știi cum zic? E puțin așa de, hai să zic că monumentul Carolina din piața muzeului, ok, ăla e monument, e un monument în sine, dar cum ziceam, despre Matei Corvin, că e Matei Corvin cu încă 4 generale, sunt 5 statui de toate. Și făcând așa o, cum să zic eu, un fel de numărătoare repede pe genunchi, o calculație, să știi că bate suta, adică îs cam 100 de piese de astea, nu știu dacă e corect să le zic piese arhitecturale, monumente, statui sau așa. Gândește-te, de exemplu, că în grădina botanică, dacă nu știai, îs vreo 10, către 10 statui. În parcul, așa numitul Parcul Memoriei Universitare, e vorba de curtea interioară de la UBB,
de la universitate, îs busturi ale oamenilor de știință, da, și așa. Inclusiv bustul lui Babe și bustul lui Boioi, care sunt proeminente cumva, inclusiv având în vedere că universitatea poartă numele celor doi. Sunt și acolo 10 busturi. Iar tot în fața universității este monumentul Școala Ardeleană, care la rândul său e un monument de-ai din 3 statui. Deci de-aia zic, undeva așa să zicem, grosomodo, vreo 23 de monumente și vreo 70 ceva de statui, dacă îi să le împarți. Plus, dacă știi biserica din Mărăști, unde cumva se bifurcă drumul, da, mai degrabă se apropie, că în sensul ăla numai troleurile pot merge și autobuzele, e Biserica Sfinții Petru și Pavel. Acolo este, de exemplu, în spatele bisericii, în părculețul din spatele bisericii, în grădina bisericii, este statuia Sfintei Fecioara Maria Protectoarea, numită și statuia Ciumei. Sunt lucruri pe care și eu le-am aflat acum, te rog să mă crezi că nu le știam, adică dacă treceam, mă întrebai, nu știam ce înseamnă. Și portalul din fața bisericii Sfântul Petru și Pavel îl are pe Sfântul Mihail în centru, cumva, înconjurat de alte șapte statui. Alte 6 statui, deci 3 cu una 7 acolo, iarăși 7. Deci de-aia zic, poate că dacă îi să le mărunțești așa, îți peste 100 de bucăți. Și a fost destul de lunguță plimbarea noastră, să zic așa. Cât despre TIF, că vorbeam despre TIF... Da, stai, că stai. Tu vorbești mult. Ce ai simțit în momentul în care ți-au făcut colegii de acolo ai tăi, ți-au făcut așa frumos o prezentare și la un moment dat, dacă bine m-am uitat în filmulețul, oare care a fost filmulețul ăla? Cel de la TIF. Ți-a dat microfonul și zicea doamna, o doamnă de acolo, zicea, păi, poate că are emoții, poate că nu are emoții. A luat microfonul și a zis, gata, eu n-am emoții, că emoțiile fac parte, da, din noi, ăștia de cele. Ne distramă că ziceam că n-am emoții, că deși mă gândesc că lipsa emoțiilor e o afecțiune medicală, așa, știi, ceva așa, de genul. Da, da. Dânsa, doamna care mi-a dat microfonul, e doamna Nadia Fărcaș. Ea a fost cumva moderatorul momentului, doamna de la Eco Transilvan. Așa, și? Și asta vreau să te întreb, cum te-ai simțit acolo, de față cu atâta lume și vorbim practic de ceea ce ai făcut cu atâta drag și pasiune? Și încă o chestie, că, ca să spun mai multe întrebări, pentru că duci mult, mie mi s-a părut o chestie foarte faină, vocea, așa, voice-over, sau cum ai spus voice-over, tu, da, voce de off, sau depinde cum și, e. Și mi-ai spus-o tu personal, eu n-am sesizat lucrul acesta, că a fost vocea ta, o voce foarte caldă, foarte plăcută. Acum, foarte. Știi cum e, poate că cu vocea, știi cum e, one man show, adică omul sărac le face pe toate, n-ai tu bani să-ți angajezi voice-over și zic, bă, hai că înregistrez eu vocea. Am avut, să zic așa, norocul să am un reportofon cât de cât ok, care să meargă ok și pentru cei care se ocupă cumva așa genul ăsta de one man show, adică tu cu camera, tu cu voce, tu cu lavaliere, tu cu așa, ceea ce nu-i simplu, așa e la indie production, indie venind de la independent, pentru aia care-s romglezi. Și trebuie să le faci pe toate și având reportofonul pe care l-am folosit și pentru domnul Ciorca, cel căruia i-am pus lavalieră și așa, am zis, bă, hai că fac acasă, dar acasă nu-i studio. Exact. Acasă e acasă și acasă găsești o plapumă, două perne, ți antifonezi cumva, stai acolo. Serio? Deci așa ai făcut? Aproape așa, adică am pus niște pături în jur să nu am ecou și așa. Foarte tare. Deci a fost o chestie, vorba, acum chiar dau din casă, știi? Adică din casă efectiv. Poate că am avut cumva noroc cu chestia asta, cu chestia asta cu voice-over-ul. Deci, pe de o parte, faptul că nu aveam pe cine să pun să facă voice-over și pe de altă parte, ziceam că eu am început în presă în radio și în radio am început la știri și cumva, chiar dacă acum, ca la orice, dacă nu repet, se pierde, chiar dacă acum probabil nu mai, să zic, nu mai am dicție de știri sau așa, totuși m-a ajutat și cumva așa un gen de muscle memory, știi, adică cumva am revenit încercând să am o anumită intonație sau așa. Evident că acum cum vorbim noi e una, dar când am citit textul respectiv, l-am citit un pic mai cu un fel de alt timbru, deși nu știu dacă timbru vocii se poate modifica decât la profesioniști în voice-over, am încercat un alt timbru puțin mai grav și acum și două mișcări de mouse, știi? Adică până la urmă și calculatorul face. Bun, revenim la prima întrebare, cum te-ai simțit? Emoția, da. Mai să știi că
cumva, zic, eram între și între. Adică, pe de o parte, nu realizez că ești acolo, pe de o parte, bă, afli-s aici, deal with it, adică ne comportăm, însă, totuși a fost, știi cum e, acum eu nu am copii, nu pot să zic așa, să fac paralela, adică probabil ar fi un pic sterilă paralela, dar, de exemplu, când copilul tău, ca rod al dragostei tale și așa, îl vezi că ia coroniță la școală, ești cumva mândru. Uh-huh. E, filmul pe care l-am făcut eu să fie proiectat pe un ecran acolo și să vină niște oameni pe care eu nu-i cunoșteam, chiar am și zis atunci că, zic, vă mulțumesc atât celor pe care vă cunosc, dar la fel și celor pe care nu vă cunosc, cei care ați venit, ziceam eu, aproape în orb, neștiind despre ce-i vorba, adică mi-au acordat cumva un vot de încredere. Acum că unii au plecat nemulțumiți, eu n-am de unde să știu. Nu poți mulțumi pe toată lumea, nu mi-am propus. Sincer, eu nici nu mă așteptam. Eu nu am făcut filmul ăsta pentru TIF, dacă tot vorbim de TIF. Mie îmi zicea domnul Ciorca, zice, păi știi că am vorbit cu Cătălina și cine știe dacă îl facem frumos și iese bine și așa. Poate, poate. Zice, poate chiar ajungem la TIF. Am zis și atunci, la momentul respectiv, zic, da, mi-a zis domnul Ciorca, având în vedere, să zic așa, că totuși, chiar dacă este un fel de camaraderie între noi, ne respectăm și așa, am zis, da, sigur că da, poate ajungem. Da, cumva în gândul meu am zis, eventual ajungem noi spectatori la TIF, nu... Și da, totuși a ajuns și totuși, acolo, da, da, totuși a fost acolo. E ciudat cumva, adică să fie acolo, să se uite oamenii la tine, să aștepte ceva de la tine, cumva te responsabilizează și eu cumva m-am simțit responsabil și am eu o vorbă așa, ceva de genul când mă mai uit peste câte o filmare sau așa, nu vreau să fiu arogant sau vorba unui clasic în viață. Știu că sunt arogant și nesimțit, dar parcă îmi place să mi-o spună și alții, știi? Nu că vreau să fiu arogant, dar mai am eu așa o vorbă, zic, bă, nu-ți mulțumit de ale mele, dar pe de ale altora, știi? Adică eu sunt destul de critic cu mine și dacă am stat să ne uităm așa, să buchisim filmul ăla, ți-aș arăta niște lucruri care nu mi-au plăcut în el, dar au fost o serie de conjuncturi din cauza cărora nu s-au putut evita anumite lucruri. Este un cadru care nu e chiar focalizat cum trebuie, dar și acolo am luat vreo 3 sau 4 duble și aia era cea mai bună și unde să te mai duci încă o dată. Iar textul, nu vreau să critic, dar parcă textul putea fi un picuț mai ok, mai... Nu știu, a făcut un scriitor. Da. Dar dânsuși are stilul lui, deci nu contest stilul lui. Eu îmi spun părerea, poate că putea fi un picuț mai... Nu știu mai cum. Friendly, mai nu neapărat friendly, că acum, până la urmă, trebuie să conțină informație, știi? Adică vrei să faci un film, un scurt metraj, deși a fost mai lung decât un scurt metraj, având în vedere că filmarea 45 de minute. Da. Vrei să faci un scurt metraj documentar. Ok, păi atunci încearcă să-l încadrezi, cumva să aibă ținuta aia de documentar și nu de vlogging, știi? Că un vlogger foarte iscusit poate făcea o chestie mai digerabilă, mai apetisantă decât filmul ăsta. Dar noi totuși am încercat cumva să îmbinăm. Acum, cum să zic, sunt unele lucruri. Nu am intervenit pe text neapărat, dar ca să-ți dau un exemplu, statuia, bustul sau monumentul că e pe un soclu al doctorului Iuliu Hațieganu, care e în curtea unității medicale. Și textul era ceva de genul pe un nu știu, platou octogonal cu nu știu câte trepte se află bustul lui X în curtea stației de urgențe din zona cutare. Și m-am dus cu textul la Ciorca și am zis, nu-i bine. Zic, nu-i bine. De ce nu-i bine? Acum poate Andrei poate să ne confirme aici, Andrei fiind cel care ne filmează, da. Poate să ne confirme faptul că, în general, este în filmare, în filmătură, în acțiunea asta de a filma, ca să nu zic cinematografie, să nu se susțină că am pretenții, este ceea ce se numește establishing shot. Adică un cadru, nu știu dacă te uiți la orice film, este un cadru larg care îți arată unde se întâmplă acțiunea.
Nu știu, dacă cineva discută într-un birou, sunt doi, o urmărire cu mașini și după aia se trece la o discuție între doi mafioți într-un birou sau doi directori de firmă într-un birou. Prima dată și pentru 3 secunde îți dă un cadru cu clădirea. Nu știu dacă ai sesizat lucrurile astea, dar cei care fac filme știu lucrurile astea. E, și am zis Lunelu Ciorca, zic, nu putem face chestia asta. Adică nu putem fi în curte și după aia să ieșim din curte să arătăm unde e curtea aia. Și acolo, de exemplu, bună ziua. Acolo a fost, să zic așa, intervenția pe text. Deci asta ziceam, că au fost situații în care, stai un pic, că totuși parcă am rămas așa din cauza soarelui și nu-i bine să-ți ascunzi ochii, așa se zice. Ochii nu mint niciodată. Da. Și au fost intervenții pe text, nu pot să neg lucrul ăsta, dar de-astea minore, adică cumva noi am vrut să corectăm, sau cel puțin eu am vrut să corectez ceva ce mi s-a părut că nu ar fi normal din punct de vedere a ce știam eu că ar trebui făcut. În schimb, textul în totalitate aparține domnului Ciorca, eu am încercat în măsura în care am putut să ilustrez prin imagini. Ca să folosesc un clișeu, să știi că a fost un fel de provocare toată povestea asta. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că țin minte la cursul foto, am fost în parcul Hoia, sau mă rog, în pădure, care cum vrea, da? Și sarcina, să nu zic task, sarcina a fost ceva de genul. Alegeți-vă fiecare câte un orice obiect, o floare, o frunză, o ghindă, un trunc de copac, dar trebuie să aveți câte un subiect, cum ar veni de pozat, trebuie să aveți la finalul acestei ture prin pădure, trebuie să aveți undeva minim 10 subiecte fotografiate și fiecare subiect să aibă undeva la vreo 10 cadre. Deci, să spui care o poveste, a fost? Oarecum. Nu să spui poveste, altceva vreau să zic. Care a fost provocarea în cazul respectiv? Ok, bun, lavaliera asta sau ochelarii ăștia, îi pozezi așa, îi pozezi așa, îi pozezi așa, îi pozezi de sus, îi pozezi din partea alaltă. Bun, dar ai 4-5 poze, până la 10. Deja, în momentul în care ai o sarcină de genul ăsta, te scoate cumva din zona aia de confort. Adică, bun, bă, hai că pac, 5 poze fac, dar fă 10, fă 20. Și eu am, gândește-te că ziceam că dacă le mărunțești pe toate, ar fi fost cam vreo 100, să zicem, hai, 90 de chestii de filmat. Cum faci ca să nu se repete? E bine, s-o repetată, îți dai seama că un cadru, câte variante ai, știi? Dar, până la urmă, și cu astea poți să spui o poveste. Adică, dacă îl filmezi, să zic, se cunoaște, dacă filmezi contra plonge, adică de jos în sus, e cumva impunător. Acum, toate monumentele și statuile sunt impunătoare în felul lor, pentru că odată că le filmezi de jos, că nu am mers pe idei de drone și așa, dar ele reprezintă ceva. Și dacă tot vorbim de subiectul ăsta, știi ce mi se pare interesant? Cumva pus în actualitate, în contextul ăsta în care noi trăim. Cu siguranță știi și tu faptul că statuile sau monumentele au reprezentat de-a lungul istoriei modalitatea prin care umanitatea a decis să-și amintească un eveniment, o personalitate. Uită-te că în multe zone se dărâmă statuile. Nu știu, acum să zic că am avut norocul să le filmăm până mai ies în picioare, n-aș vrea să gândesc în felul ăsta. Nouă cine ne face statui? Mă rog, nu nouă, da, nouă. Nouă societății din ziua de azi. Nu știu, am înțeles că i-au făcut statuie lui Greta. Asta cu încălzirea globală. Asta cu încălzirea globală, militanta. Ca să nu-i zic altfel, îi zic militantă. Ok, i-au făcut ei statuie. Probabil o să-i mai facă, nu știu, am înțeles că și lui Năstase, tenismenul, să-i facă statuie. Am auzit că ar fi discuții. Ok, omul are niște rezultate. Vezi că e greu să faci diferența între performanțele unui om ca artist, ca sportiv, ca așa, și până la urmă fiecare are viața lui personală. Nu știu unde să disociezi cumva. Dar trecând peste chestia asta, nu cine ne mai face statuie, nu ne mai face nimeni.
Știi că este vorba aia că nu există suficient material pentru a face statuie. Hai să ne culcăm un pic pe ureche și cu chestia asta, dar nu știu, gândul că probabil noi vom rămâne pentru posteritate ca niște amprente digitale, nu știu, care se șterg cu un click. Vedem ce o să fie. Oricum, faptul de a face un film de genul ăsta, nu știu, eu aș invita pe cei care vor să-l vadă să se raporteze la el ca la un fel de dicționar. Pentru că, cum ziceam, nu toată lumea știe, sau poate trece zilnic pe lângă o statuie, dar ce nu știe exact despre ce e vorba cu statuia respectivă. Și de aia zic, poate fi privit din mai multe perspective. Eu, în măsura posibilităților, în măsura cunoștințelor tehnice, teoretice, am încercat să fac în așa fel încât o poveste care poate părea monotonă, gen metronom, pac, altă statuie, alt monument, altă statuie, alt monument. Să fie atractiv. Da, scuze, dar vreau să zic că asta a ținut cumva, a fost și rolul celui care s-a ocupat de text și de scenariu, să reușească să... Pardon, să spună povestea. Eu am încercat să o spun în imagini. Nu întotdeauna este necesar ca dacă vorbești despre locomotiva care e până la urmă un monument din gara din Cluj, să ai un cadru cu locomotiva. Am avut tot așa un fel de provocare. Eu te întreb pe tine că ești un om care ești apropiat de partea asta a entertainmentului, probabil ești familiarizat inclusiv cu, nu știu, cu faptul de a vedea un film sau până la urmă ești aproape de zona culturală în care artiștii exprimă o emoție printr-o tușă cu pensula sau știu eu. Și eu vreau să te întreb pe tine, ce ai fi făcut tu în cazul în care trebuie să filmezi Biserica și Mănăstirea Franciscană? Și acum să ne înțelegem, tehnic vorbind, un cadru trebuie să aibă undeva până în 5 secunde, că s-ar putea să fie plictisitor după. Trebuie o alternanță de cadre, deci pe un text care se întinde pe 2 minute, trebuie să expui cadrele alea, deci să ai unghiurile respective. Dar bun, zice, în dreapta monumentului Carolina, vorbea cum te uiți pe dreapta, e Biserica și Mănăstirea Franciscană. Ok, cadru... De obicei, contraplonje cu mănăstirea să fie impunătoare sau așa. Și zice că este un basorelief acolo, cu statuia Fecioarei Maria. Ok, e acolo basoreliefful. Și după aia ai patru rânduri în scenariu în care îți zice, există o legendă care spune că îngerii ar fi luat casa Sfintei Maria din Nazaret și ar fi mutat-o în Italia la Loreto. Ok, spune asta în imagine. Pune chestia asta în imagine. Înțelegi aici cum zic? În cap, da. În cap, da. Sincer, eu ce am făcut și nu știu dacă ai reușit să vezi partea respectivă, am pus un timelapse cu nori, că eu m-am gândit că înger, nor, cer, okay, divinitate, un timelapse cu nori care arată și trecerea timpului sau ca și un fel de parcurs rapid prin epoci, să zic așa. Chestia aia cumva pusă în fundal sau un fel de suprapunere a celor două imagini cu basoreliefu și cu îngerii și un pic de glow acolo am dat pe norii ăia și am încercat să sugerez așa. De ce? Pentru că, așa cum ziceam mai înainte, nu întotdeauna dacă îi vorbești despre statuia X trebuie să fie statuia X în cadru. Este ceea ce se numește cumva, știu eu, gen metatext. Adică ai textul sau ceea ce oamenii în limbaj uzual curent numesc a citi printre rânduri. Ai textul, știi ce zice textul, că doar nu ești analfabet funcțional, știi ce zice textul, dar la fel ca în poezie, textul ăla transmite și altceva. Da. Este ceva mult mai mult decât simpla înșiruire de litere și de cuvinte. Marian, te mai întrerup. Chiar te rog, că eu nici nu știu cât e ceasul. Da, acum am întrebat și pe Andrei, dar... Suntem în grafic, bun. Apropo de metatext, știi că când zici habar n-am cât e ceasul, mai înseamnă și altceva. Ok. Știi ce vreau să te întreb? Zic. Consider că filmul pe care tu împreună cu scriitorul l-ai făcut este un film istoric? Sau o parte? Pentru că mi se pare că transpuneți foarte bine istoria municipiului Cluj-Napoca prin imagini, prin... monumente și... Acum, depinde cum se raportează fiecare la conceptul ăsta de film istoric. Nu aș zice că e un film istoric, cât mai degrabă un film despre istorie.
Știi că un film istoric e când se bate cu săbile, vine Mihai Viteazu și se bate cu Xulescu sau știu eu, că nu vreau să îi jignesc nici pe aia care mor din cauza incendiilor acum și e o chestie foarte nasoală ce se întâmplă. Dar oricum o lecție de istorie 100%. Cumva da și de aia și îndemnul meu anterior era să fie cumva privită chestia asta ca un fel de dicționar. Bă, hai să vedem ce state avem noi în Cluj, că habar n-avem poate unii ce statui sau. Ok, uite, de exemplu, dacă nu era filmul ăsta, degeaba mergeai tu la o răcoritoare în piața muzeului, să zic așa, că vedeai acolo bustul ăla și pe Sfântul Anton într-o parte și așa, băgați în basorelief acolo, dar habar n-aveai de istoria cu îngerii care au mutat casa din Nazaret. Istoria, că nu e istorie, e o legendă. La fel cum, de exemplu, foarte interesant, dacă ai fost în parcul Romulus Vuia, cum ar veni acel muzeu al satului de la Cluj, dacă ai fost acolo, prima pe dreapta este o statuie a lui Donat. Gândește-te că statuia lui Donat, acum e vorba de Donat ăla sau Donat ăla, nu se știe clar, dar și pe chestia asta circulă o legendă, cum că e vorba de ciobanul Donat, care era cu oile nu știu unde și ar fi auzit că vin hoardele cotropitoare și ar fi fugit până unde e acum monumentul memorandumului, deci în zona centrală, acolo unde se intersectează eroilor cu Matea Corvin, să anunțe autoritățile de invazie. Și legenda spune că asemenea eroului de la maraton ar fi căzut jos de oboseală și a murit după ce o anunțat. Deci de-aia zic, sunt lucruri foarte interesante pe care probabil nu toată lumea le știe sau nu toată lumea are vreme să stea, să caute în arhive și așa. Și atunci poate filmul ăsta, care nu e un film istoric neapărat, dar e despre istorie, poate să ofere niște informații uneori chiar interesante, să zic așa. Având în vedere că e vorba de, până la urmă, de un film, nu aș vrea să sune depreciativ dacă zic fără pretenții, un film fără pretenții, dar e un film, zic eu, relativ digerabil și care vorbește despre istorie prin faptul că lasă monumentele și statuile ca elemente elocvente să vorbească despre istorie. Din ce mai citim pe internet, din ce informații mai avem, știm că pentru a realiza un film ai nevoie și de un buget. Acum sunt foarte mulți influenceri la nivel național care au încercat să facă diferite filme. Unul le-a reușit, altora nu prea. Te rog să ne spui care a fost bugetul pentru acest film. Dacă a fost vreun buget. A fost vreun buget, dar nu pot să zic. E o chestie... Știi, adică chestii de astea de confidențialitate și așa. Eventual în particular pot să zic, dar așa public nu pot. Adică, pentru că bănuiesc că au fost ceva costuri. Ceva costuri au fost. Da, așa, orientativ de o napolitană și o cola am primit, sau cum să zic, știi? Adică nu a fost, n-am lucrat chiar gratis. Dar acum să nu-ți închipui că îmi iau vilă din banii de film, că nici nu-i cazul. Adică chiar foarte departe de așa ceva. Dar ceva bani au fost, n-am mers chiar gratis la Cluj. Am fost în vreo 5 sau 6 zile. În general am preferat zilele de duminică, deoarece era un pic mai liber orașul și am putut să facem. Deși poate pare interesant pentru cei care s-ar uita la film să audă în text sau în scenariu că se vorbește despre Parcul Central din Cluj, care și acolo sunt o grămadă de statui. Pentru cine a trecut doar pe lângă ele, faptul că aude vorbindu-se despre plămânul verde al Clujului și este un cadru așa cu copaci, pentru că în februarie nu e chiar verde. Deci au fost și chestii de genul ăsta, dar așa a fost, n-am avut ce face. Încă chiar anul ăsta, în februarie, apropo de rate, infectare și așa mai departe, erau lucrurile destul de... Și am încercat, hai să-l filmăm acum, că nu știm ce urmează. Am avut norocul ulterior să se mai relaxeze restricțiile, dar deja era târziu, adică nu puteam să ne apucăm de filmat în mai, până terminam de filmat cu montaj și așa, deci a fost destul de... Care a fost, statuia sau monumentul care te-a impresionat cel mai mult? Sincer să zic, pentru că
așa cum ai spus și tu, eu cel puțin o să fiu mult mai atent din, după, adică am, cum am spus, am văzut așa secvențial filmul, și o să fiu mult mai atent când o să trec pe lângă o statuie din Cluj și bă, asta, de asta o zis oprea în film și da. Asta vreau să zic. Și tu ai trecut probabil pe lângă foarte multe statui, da, de care n-ai știut, da. Și acum, care a fost cea care te-a impresionat? Mai aș putea să zic două, dar, cum să zic, nu m-au impresionat neapărat așa, adică să ne înțelegem. Prima chestie pe care am remarcat-o a fost statuia Fecioarei Maria de care ziceam din Mărești. Și de ce? Pentru că este o, nu știu cum să zic, un adevărat simbolism al faptului că în a doua jumătate a secolului a XVIII-lea, asta înseamnă anii 1700, tu să ridici o statuie, eu vreau să vorbesc aici de mentalitatea, de mentalul colectiv al acelor vremuri, tu să ridici o statuie Fecioarei Maria, pe care să o numești statuia Fecioarei Maria Protectoarea, care ar fi protejat orașul de ciuma care l-a lovit în prima jumătate a secolului XVIII. Și dacă chiar o să ai ocazia, portalul ăla de care ziceam eu, care e la Biserica Sfinții Petru și Pavel din Mărăști, inițial a fost unde e Matei Corvin, la Biserica Sfântul Mihail din centru. Acolo a fost constituit și a fost mutat ulterior. S-au mai întâmplat cu mai multe statui să fie construite într-o parte și mutate în altă parte. Și iară, dacă o să vezi în film sau așa, sau dacă o să ajungi în Cluj, apropo de reprezentări, este de exemplu sub portalul ăla unde e Sfântul Mihail și cu cei șase care îl însoțesc, este o, într-o firidă, este o statuie cu o femeie culcată cumva pe o parte, de simbolizează apropierea de moarte și cu un craniu în mână. Deci sunt niște chestii, detalii așa, și dedesubt scrie anul 1747, anul în care a fost făcut portalul. Deci totuși are câteva sute de ani. Și faptul că a rezistat și a dăinuit și spune o poveste, că până la urmă nu piatra aia contează sau materialul ăla, sau faptul că zgârii cu un cui și în loc de 1747 face 1740 sau ce poți face din 7, ci povestea din spate. Și iar mi-a plăcut momentul Carolina, cel din piața muzeului, cumva, deci treci în spatele casei în care s-a născut Matei Corvin și acolo pe stânga spre Muzeul de Istorie și cred că Muzeul de Istorie acolo și statuia lui Daicoviciu, acolo e monumentul Carolina. Acolo mi-a plăcut la monumentul respectiv, mi-a plăcut monumentul în sine singular vorbind și mi-au plăcut basoreliefurile, care sunt unul cu stema orașului, cu foarte, da. Foarte fain realizate, e o dantelărie acolo, o migăleală, mă rog, care durează de câtva timp, dar deteriorarea nu și-a pus așa de tare amprenta pe ele și de-aia mi-a plăcut ca realizare cumva. Prințesa sau regina, ce era acolo? Păi era... îmi scap acum, că era când o miluit-o pe cercetoarea respectivă, așa, exact, da, și era o altă scenă, că sunt niște scene, basoreliefurile exact. Astea, și o scenă cu intrarea în Cluj, când au intrat în Cluj. Așa. Și de-aia zic că e dantelăria amigală aia foarte, foarte mișto acolo și foarte fain făcută. Și înțelegi ce acolo. Adică, adică nu e chiar așa de ceva suprarealist încât să vezi două cuburi și un cer și să zici, na, asta ce-i. Marian, când faci un film despre monumente, statui, zona Turda Câmpia și nu numai. Nu știu, acum... Pentru că avem și noi potențiale. Evident. Acum știi cum e? Ești gen pe principiu, n-am știu că știi să faci asta, păi n-ai întrebat, știi? Sincer, în momentul în care am făcut filmul despre cimitirul din Cluj, cel care ziceam că s-a făcut în anul centenar, să zic așa, sau cu ocazia și pentru anul centenar, prietenul, amicul Mihai Răzvan Neagu, profesor de istorie și doctor în istorie prezent la vizionare, chiar avea o exprimare ceva de genul îl oblig pe Marian, adică, mă rog, un fel de a spune, să facă și pentru Turda o chestie. Dar n-a fost să fie, asta se întâmpla în 2018, a venit 2019, am avut și o intervenție chirurgicală, dar nu că m-a oprit neapărat, e vorba de faptul că m-am operat la ochi atunci, le-am mai tot amânat și așa. Și
a venit 2020, pandemia, care a trecut, că eu nici nu socotesc anul ăsta în, când fac o retrospectivă a istoriei recente, întotdeauna mi iese din calcul și nu știu, acum potențial există. Eu nu am, să zic așa, nu-i stilul meu, nu-i domeniul meu documentarea. Eu încerc pe cât posibil să spun povestea în imagini. Asta știu să fac. Vorba aia, când ești sărac și nu știi ce să mai faci, gândește-te ce știi să faci cel mai bine și găsește pe cineva să te plătească pe chestia asta. Eu încerc să fac chestia asta. Nu știu dacă o fac bine sau rău, dar cel puțin pot să-i asigur pe cei care s-ar uita la ce fac eu că mă strădui și îmi dau tot interesul. Acum, cum iese, iese. Și te rog să mă crezi că tot ce știu eu în domeniul ăsta am învățat singur. Că eu am la bază, că tocmai ziceam, eu am o altă pregătire care nu era în domeniul ăsta. Și efectiv din pasiune și din... Și din pasiune iasă foarte multe lucruri benefice. Păi știi că se zice care se coincide cu pasiunea ta și nu o să mai simți că lucrezi toată viața, știi? Acum aici ai cum găsești terenul de mijloc. Sau bun, Andrei, îmi face semn. Nu suntem la oră, așa-i? Aproape oră. Mai vrei să evidențiezi ceva din acest film foarte fain sau din experiența ta de la TIFF? Măi, experiența, cum ziceam și pe parcursul discuției, nu că a fost și n-a fost. Adică am fost acolo și n-am fost. Adică mi-am dat seama că sunt acolo și pe de altă parte, parcă nici n-am fost, parcă era vorba despre altcineva. Nu cred că e un mecanism de apărare al creierului, știi? Adică, da, cum să zic, e ca și cum noi stăm acum să discutăm și peste, noi mergem de aici, să zic, mergem și bem o cafea, uh-huh, sau bem un suc, sau mergem fiecare acasă și ne întâlnim peste o zi, două, o săptămână. Și atunci aflăm că, bă, vă știți că la masa aia a stat, nu știu, Eminescu. Bă, stai un pic, că deja altfel te... Așa? Dar în momentul în care noi suntem aici și discutăm, nu realizăm chestia asta. Nu, poate nu e cea mai bună schimbare de paradigmă sau paralelă pe care am făcut-o, dar... Știi cum îi te transpui, ești acolo, realizezi, bă, uite, îs aici, e ok, se uită oamenii la tine, te simți responsabil, dar trece. Probabil sunt așa un fel de reverberații și ecouri, bă, totuși uite că am fost acolo, știi? Adică nu știu dacă e, că nu aș zice că e adrenalina, că nu e o chestie de pericol, știi? Adică să reacționeze organismul. Dar o iei ca un dat de existență curentă, vorba lui Dede Roșca, că tot ziceam de busturile de la universitate, că era și Dumitru de Roșca acolo printre cei reprezentați cu busturile, dar o iei ca un fenomen care se întâmplă, ca un fapt care se întâmplă și te raportezi la el ca atare pe principiul romglez, been there, done that, am fost acolo, am făcut și chestia, ok, și mergem mai departe. Nu știu, adică, cum să zic, faptul că tu ești cumva o persoană publică, vrând nevrând, având în vedere și prin activitatea asta în domeniul entertainmentului. Nu cred că ți se pare, știu eu, o chestie extraordinară că cumva, hai să zicem, te recunoaște lumea pe stradă sau zice salut Adi, tu te uiți la el și zici, nu te supăra, dar tu cine ești? A, știi că ne-am întâlnit acolo, te-am văzut acolo. Știi, deci nu vreau să zic de chestii de vedetism, că departe de mine gândul ăsta, dar... Tu o iei ca un fapt ca atare, da, știi? Probabil chiar la început, cum eram și eu, de exemplu, când lucram la radio și știu că a fost ceva eveniment de ăsta public și am fost acolo și un copil îi zicea lui maică-să, ăsta e Mariana la care pune piesele alea la emisiunea aia. Wow, deci era o chestie, na, bun, ale tinereții valuri, știi? Dar lucrurile astea trec, se schimbă și așa. Da, dacă stau să privesc înapoi să mă uit, da, bă, am fost la TIFF. Acum n-am fost să câștig eu ceva premiu acolo, nici nu mi-am propus chestia asta. A fost și conjunctura favorabilă de care ziceam, a fost ok, a fost fain, ne-am simțit bine, nu știu dacă se vede în filmulețul despre eveniment, că erau niște perne pe care se stătea acolo, deci totul a fost așa pe un relax foarte cum fain. Cum e și discuția de astăzi. Cum e și discuția extra prelungită de astăzi. Da. A fost foarte fain acolo, ne-am simțit bine, nu... A fost și o trecut, știi? Adică până la urmă rămâi cu regretul că a trecut. Bun, nu știu dacă te responsabilizează. Fun fact. Mie în tinerețe, nu că acum nu mai îmi plac așa piese, îmi plăceau... nu chiar toate, anumite piese de-a lui Michael Jackson. De ce? Din cauza de, sau datorită versurilor.
că nu-i din cauză, exact. Datorită versurilor. Și, mă rog, și adolescența și așa mai departe. Bun, trecând de chestia asta, țin minte că într-un interviu, că mai citeam așa despre Michael Jackson, mai ales că avea el procesele alea cu pedofilie și cu ce mai fost, acuzațiile alea, nu mă pronunț că nu mă interesează, dar una dintre chestiile pe care, dacă bine rețin eu, a zis-o el, după ce a scos albumul Dangerous, era ceva de genul, orice piesă sau orice album pe care îl scoți, te responsabilizează ca următoarea ta producție să fie mai bună. Pentru că dacă ce scoți ulterior, și la un regizor care face un film, nu că aș fi eu regizor și aș vrea să revin un pic după ce închid paranteza la chestia cu regizorul, te simți responsabil și dacă ceea ce urmează cumva e perceput ca fiind mai slab, deja apuci cumva să aluneci pe o pantă de descendentă și poate există riscul să nu te mai reabilitezi, dar să muncești mai mult ca să revii și de-aia, nu știu, ok, facem, mai dregem, dar deja parcă tot mai responsabil și presiunea e tot mai mare. Revenind la chestia cu regizorul, acum, așa apărea acolo pe afișul ăla, că regia Marian Oprea. Acum, eu nu pot să zic că mă duc și filmez tradiționalul, să zic așa, moment, mersul cu capra. Și tot pentru un film documentar să zic regia cu tare. Pentru că acolo nu e nicio regie, acolo e o tradiție, e un monument. E, faptul că, deci eu atâtea regizor, în măsura în care îi ziceam domnului Ciorca, nu sta acolo, stai dincolo, sau te plimbi de acolo până acolo, sau vii de acolo, te oprești aici, că aici rămân eu în focus și așa. Dar eu nu am, adică, îs atâta de conștient încât să-mi dau seama că există oameni care fac ani de școală ca să se poată numi regizori. Dar la fel îs de conștient că există oameni precum, dacă, și nu vreau să supăr pe nimeni, e un regizor de-a meu pe care îl plac eu, David Fincher, care, dacă bine rețin, l-am auzit spunând I don't have a film school. Știi? Deci, până la urmă, nu știi, că vezi că sunt și între pictori și între cântăreți. Nu trebuie neapărat să faci conservatorul ca să, dacă ai norocul să ai o voce melodioasă și probabil cu un pic de șlefuire să cânți extraordinar până la urmă. Și de aia zic, deci nu aș insista neapărat, adică nu mi-arog merite de regizor sau așa. Acum merg pe ideea, bă, trebuie să scriu oamenii aia ceva pe afiș. Acum, na, asta este, o scris. Dar nu neapărat. Și chiar mai povesteam așa, mai râdeam cu unul altul, zic, bă, vezi că, având confirmarea cu TIFF-ul, zic, ok, acum nu. Dar după ce vin de la TIFF, zic, vezi că altfel ne salută. Da, știi? Da, da. Nu fac chestii de astea, nici n-am de gând, nici nu-i stilul meu. Nu consider că mare vedere, nu, absolut deloc. Nu trebuie să consider treaba asta. Ideea e că nu știu sau nu am idee, nu am habar în momentul ăsta, până în momentul ăsta, la cineva din zona noastră, Turda, Câmpia Turzii și zonele limitrofe, să apară așa la un festival ăsta internațional. Sincer, nici eu nu știu. Astăzi, și de aia zic că e o premieră cumva. Ai spus tu că e o chestie care te va, sau care te responsabiliza și te va responsabiliza pe viitor, dar este și o chestie de ego, de mândrie. E a ta personală, nu pentru că acum toată lumea te va aprecia și Marian sau Marian Jo, știi? Dar e și pentru tine o realizare, dacă vrei așa, pentru că, băi, am fost acolo, știi? Am fost, am punctat, am venit. Asta e un lucru foarte bun. Și nu am venit cu mâna goală, am venit cu niște aprecieri de la niște oameni care, vorba aia, știu ce acum înseamnă. Știi cum e că, apropo de chestia asta, că în momentul în care mi s-a spus că parcursul care a fost, să nu o lungim foarte tare, doamna Pop, Cătălina, îl contactase pe domnul Giurgiu, pe Tudor Giurgiu și i-a zis, vezi că facem un film, tralala, nu știu ce, să ți-l dau să-l vezi. Și zice, bine, dă-mi-l, da? Eu nu apucasem decât vreo 12 minute să termin de editat din 45. Film. Din 45. Uh-huh. Și zice, păi trimite-mi ceva. Mă sună, zice, ai terminat? Zic, nu am terminat, că n-am avut vreme. Era cu festival de teatru, cu Rațiu, cu nu știu ce. Zic, n-am avut. Plus restul. Da. Plus că trebuie să dormi și să mănânci. Cel mai important. Da, și să mai faci curat pe acasă și așa. Bun. Chestia care a fost, zice, trimite-mi alea 12 minute. I-am trimis 12 minute, era până în zona, în film, când se vorbește de statuile mitropolitului Anania și a lui Iovan, până exact, în zona aia. Și l-am trimis. Și am înțeles că feedback-ul pe care mi l-a transmis Cătălina era ceva de genul
no answer is a good answer. Adică, cumva parafrazat, bă, n-a zis nu, știi? Adică era ceva de genul, bă, e ok, e ok, îmi place cum merge. Zice, da, eu nu pot să mă pronunț până nu l-am tot. Că poate până aici e ok și de aici încolo e... Sau poate până aici nu e ok și de aici încolo va face... Și asta se poate, da. Și ea mi-a zis, zice, uite, bă, cumva eu... prefer să merg pe, nu că-s pesimist, dar merg pe chestia, bă, n-o zis nu. Adică nu că-o zis da, n-o zis nu. Și atunci hai să clădim de aici încolo, știi? Și până la urmă, iar a fost o chestie că mie îmi zicea Cătălina, zice, trebuie să-l termin până în 5 iulie filmul. Eu în 4 seara am trimis link-ul cu filmul pus pe server. Zic, e acolo, îl luați și îl dați mai departe. Și ca ulterior să aflu, că îmi zice, bă, zice deadline-ul pentru filmele, că vreau să spun că toate filmele care au fost în TIFF, o infinitate de filme, au fost vizionate înainte, adică de către factori de decizie care le-au introdus în festival. Și zice, eu te-am grăbit pe tine, de ce? Pentru că știam cât de ocupat e Tudor Giurgiu, că dacă deadline-ul e 10 și toți trimit filmele în 10, el are X perioadă să le vadă. Zice, și atunci tu să-l termini, mai uite să se uite un pic cu mintea mai limpede la filmul tău. Eu așa am înțeles. Ei, acum că limpede, că nelimpede, că printre treburile zilnice, printre alte chestii, că acum nu poți să necă un om care e director de festival, nu e ocupat, știi? Da, uite că și-a găsit timp și uitându-se la el, n-o zis nu. Vezi, iară merg pe chestia asta, n-o zis nu. Ei, faptul că n-o zis nu înseamnă că am fost acolo. Acum, ce conotații poate să aibă chestia asta? Am zis, da, responsabilizare, dar pe de altă parte, să zic așa, poate fi și o chestie de marca, cel puțin depus în CV. Să zic așa. Asta vreau să zic și de partea cu CV-ul, știi? Depus în CV, dar... Am fost acolo. Am fost acolo, dar eu totuși merg, cum ziceam eu mai anterior în cadrul discuției, că nu-mi plac ale mele, dar rămite ale altora. Cu alte cuvinte, am fost acolo, dar, nu știu, putem face și mai bine, știi? Dar vezi că de multe ori depinde, ba de una, ba de alta. Nu, se zice că nu e bine să, când vrei să faci ceva, e bine să nu cauți o scuză de a evita să faci acel ceva, ci să cauți o soluție. Ei, poate că e bine să ne orientăm în așa manieră încât să încercăm să găsim mai degrabă soluții decât scuze. Dar nu întotdeauna depinde chiar de noi ce vrem să facem și ca idee, eu zic că se poate oricând mai bine. Important e să vrem până la urmă. Cam asta a fost discuția. Andrei, am filmat o oră. Mariano, te felicităm pentru apariția ta la TIFF. Mersi, ce să zic. Trebuie să dau o bere, ceva? Sau... Păi după. După, ok. să știți că n-am plătit interviul ăsta. Da, și apropo de asta, dacă s-au mai făcut greșeli de exprimare sau ceva, să ne iertați, suntem și obosiți. Dacă am stat prea mult cu ochelarii pe ochi, să ne iertați, a fost soare, n-a fost vina noastră. Da. Ideea e că... Am uitat de noi. Da. Așa sunt artiști, știi? Ideea e că încă o dată te felicităm pentru treaba asta și așteptăm cu mare nerăbdare următorul film pe care o să-l faci. Nu știu, să știi că într-adevăr... Facem, prin vorbele astea să fac și o provocare oarecum. Da, știi? Cumva, ca și un profesor. Da, cum a făcut Răzvan. Să știi că ar merita zona, nu știu, gândește-te că s-ar face, de exemplu, la Câmpia Turzii un film, dar acolo trebuie multă documentare și na, dacă ei să-l fac cum gândesc eu documentarele, că poate și tu ai văzut și te-am întrerupt, îmi cer scuze, știi că multe se fac cu dramatizări, adică ai niște actori care joacă rolul regelui cu tare când se vorbește, deci de asta înseamnă costuri de producție și altceva, deci nu e one man show, știi, adică un om cu o cameră până la urmă. De asta vreau să zic, gândește-te că s-ar putea face un film, dacă chiar îl putem numi documentar, despre, nu știu, istoria siderurgiei în Câmpia Turzii. Gândește-te ce subiect generos e. S-ar putea face un film despre prima școală din Câmpia Turzii, muzeu. Deci de aia zic, subiecte sunt și sunt generoase. Acum nu știu care e apetența publicului larg pentru așa ceva. Dar tot timpul să știi că există o nișă. Îs convins de chestia asta, dar știi de ce-s mai convins? Vorba aia. Toată lumea urăște manelele și se uită numai la cultură, dar programele de cultură sunt falimentare, știi? Deci, hai să nu fim ipocriți cumva. Eu tot zic că și dacă o să ai nevoie de sprijin, oricare ar fi el,
de orice natură, cel puțin mie și cred că și colegilor de la 021 să ne-l cer, pentru că te vom aștepta cu mare drag. Ce să zic, mulțumim foarte mult pentru prezență. Eu mersi că am ieșit un pic la aer. Da, a fost am o jucat o tablă, știi? Da, nu știi că întreabă lumea că, bă, Gicule, ce să le așa acum, ce e la șahul? Zice, mă, șahul ăla ce-l punem noi în pungă când jucăm table. Nu așa și noi am fost la zona de table, acum șahul e pentru inteligenții mai încolo. Exact. Mersi foarte mult. Eu mersi încă o dată. Și să ne vedem cu bine, sănătoși. Și Doamne ajută încă o dată la următorul film. Ce încercăm acum, știi? Filmul ăla să fie cu și despre zona noastră, Turda, Câmpia Turzii și tot ce ai... ce a rundat, pentru că și noi avem o istorie foarte faină aici și ar fi păcat dacă tot ai intrat în lumea asta mare. Am intrat așa, știi? Ar fi păcat să nu se profite de tine și de, hai să nu -i spunem experiență, pentru că încă nu e experiență, deși te-am mai făcut câteva filme. De trei am făcut până la cel cu Tifu și după am mai făcut unul despre biserica din Mănășturi, care și acolo tot cu domnul Ciorca, și acolo e o poveste interesantă că biserica are în găzduirea ei, să zic așa, steagul Mănășturului, cu care niște intelectuali din zona Mănășturului s-au dus la Blaj pe Câmpia Libertății. Deci acolo e o chestie de istorie așa, care trebuie cumva punctată. Și v-am spus, dragii mei, că la început cam unde vorbim mult. Ei, s-a adeverit treaba asta. Gata, asta încheiem tot. Gata, cu Marian. Mersi, să ne vedem cu bine. Așa să Doamne ajută! Shooting stars above the city light.